Muzica este un subiect controversat în orice discuție, iar când amatorii discută despre muzică, tensiunea crește și mai mult. Când vorbim despre ce ar trebui să cântăm sau nu în bisericile evanghelice, despre versuri, stiluri muzicale, genuri muzicale, putem ajunge uneori la adevărate conflicte. Cântați Domnului o cântare nouă și înțeleaptă. Ce înseamnă acest lucru? Vă propunem o călătorie teologică și muzicală printre versetele și instrumentele din Sfintele Scripturi împreună cu profesor Dr. Marius Cruceru, exeget al Sfintelor Scripturi și muzician amator. Joi, 12 martie, de la ora 22, la Credo TV.